suntem reprezentanții a 8.000 de oameni care au semnat o petiție adresată domnului ministru al finanțelor. Dorim ca cei de la finanță să o rezolve cumva. Unul din membrii noștri a spus că declarația trebuie să zboare, ceea ce ne-a dat o idee. Am spus hai să contribuim și noi, să o facem cumva să zboare. Noi suntem specialiști în campanii online și în avioane de hârtie, nu suntem specialiști în finanțe, dar siguranța aici lângă noi este o armată de specialiști în legislație financiară. Suntem convinși că pot să-și dovedească eficiența și să vină dânsi cu o soluție pentru a înlocui această declarație 600 care a creat atât haos și a îngrijorat atât de mult. Reclame pe care le facem noi sau pe care le fac copiii noștri. E posibil ca anul acesta să câștig 300 de euro, vă dau un exemplu. Asta înseamnă vreo 14 milioane. Pot să-mi asum acea amendă de 500 de ron peste, pe care să mi-o dea statul la final de an, respectiv să dau 2.000 de lei, dar să nu dau 8.000 de lei. Adică mi-asum și această amendă, eu nu voi depune această declarație. Sunt solidar cu cei care au avut aceste venituri și care dintr-o dată trebuie să-și puțin să... se schimbe încă o dată și încă o dată. Și mi-aduc aminte vremea când, nu știu, am mai avut contracte cu drepturi de autor și primeam și eu sume pe, eram plătit prin această formulă. S-ar părea normal așa ca să mă uit înapoi la câțiva ani și să știu că în fiecare an sau în fiecare perioadă s-au făcut la fel lucrurile. Ori în fiecare an, fiecare guvern, fiecare nou ministru vine cu nouă atitudine, cu nouă idee, nu se continuă prea mult din chestiile vechi, se abandonează idei bune, se merge înainte cu idei proprii.